Un profesor minunat, preocupat de istorie și de modul în care tinerii trebuie să-și cunoască istoria. Este vorba de Romeo Popa, cel care a întemeiat la Școala Generală 14 Cercul Amicii Istoriei. Chiar dacă pare de necrezut, în scurt timp, lecțiile inedite ale profesorului Romeo Popa cuceresc tot mai mulți elevi, mai ales că la cercul creat de el se dezbat teme istorice variate, dar se fac și excursii în cele mai frumoase locuri încărcate de istorie. Ultima întrunire a amicilor istoriei s-a desfășurat la Castelul Artelor, la ultimul etaj. După ce au vorbit despre unirea Basarabiei cu România, copiii au putut admira panorama orașului și Dunărea de pe balconul castelului. Dascălul a pregătit cu elevii săi și o minunată călătorie în inima Daciei la cetățile dacice de la Costești și Blidaru. Astăzi copiii noștri s-au gândit, fiind anul centenarului, să demarăm practic o primă campanie în acest sens, prezentând unirea Basarabiei cu România, urmând ca pe viitor, aproape de evenimentul care a marcat momentul de Alba Iulia, în anul viitor școlar, să prezentăm și alte teme care să ne aducă cât mai aproape de acest moment foarte, foarte, foarte frumos și de suflet pentru noi români. Ne pregătim, de fapt, astăzi pentru viitoarea deplasare pe care o vom face la cetățile dacice, sâmbăta cealaltă, 3 zile în care vom ține ore de istorie în cetatea Costești, la Blidaru. Putem să vorbim despre istorie și aflăm noi lucruri. În istorie noi putem să aflăm istoria și nu mai refacem greșelile care le-au făcut alții în trecut. La cercul de istorie este foarte frumos, învățăm lucruri în plus pe care noi nu le știam și domnul de istorie vine cu alte idei. Am prezentat astăzi o temă despre Basarabia ca să aducem mai multe informații și ca să creăm o cultură generală frumoasă cu mai mulți copii. Colegii noștri au prezentat 4 referate. Au fost foarte interesante și am schimbat locul pentru că am vrut să facem și în Castelul Artelor astăzi. Într-o perioadă destul de nefastă pentru învățământul românesc, când copiii sunt tot mai greu de convins să studieze, profesorul Romeo Popa găsește timp, resurse și răbdare pentru a-i face pe copii să îndrăgească istoria. Faptul că amicii istoriei este din ce în ce mai frecventat arată fără dubii că munca acestui dascăl pasionat dă roade minunate.